Continuăm emisiunea din această sâmbătă dimineață. A mai apărut un aranjament floral de 1 martie și mulțumesc următorului meu invitat. Este vorba de Cristian Chioncel, care a venit pentru că astăzi e Fășangu, a adus și un aranjament floral super, mulțumesc, și vom vorbi despre ce sărbătorește etnia germană. Iată, intrăm în post de astăzi, nu? Bună dimineața și bine ai venit la noi! Sărut mâinile, bună dimineața și bine v-am regăsit! Sigur, în momentul în care v-am așteptat să intru în studioul dumneavoastră, am urmărit cu mult interes prezentarea care ați avut-o adineauri cu coșarul în frunte, crezând că, iată, este o introducere, fiind o introducere pentru sărbătoarea, sau vreau, pentru Fășangu, pe care comunitatea germanilor din Reșița și nu numai, că avem invitați din toate localitățile, dar îl sărbătoresc astăzi la Reșița. Dar oricum, zic eu că este de bun augur, sau a fost cu certitudine de bun augur această întâlnire. Cum s-a amintit de altfel, nu, coșarul este cel care îți aduce noroc și sperăm ca și din această perspectivă întâlnirea cu coșarul din această dimineață să fie una care să pună sub bun augur acțiunea noastră din această dupămasă, respectiv seară. Sigur, ați amintit de acest aranjament floral și cred eu că se potrivește foarte bine, fiindcă odată cu 1 martie oficial intrăm, nu, cel puțin în primăvară. Din prisma gradelor din termometru, cred că am simțit temperaturi primăveratice de câteva săptămâni, a spune chiar, cel puțin aici în Reșița. Și așa, am avut o iarnă ușoară. O iarnă care n-a prea fost, așa, da. Este. Și am încercat, sigur, prin acest buchet de flori, să spunem mulțumesc pentru colaborarea pe care noi avem cu presa locală, în mod special cu Bana TV și cu dumneavoastră în mod special, și am încercat să-i aducem și o mică bentiță, da, de 1 martie, ocazie cu care aș vrea să vă urez și dumneavoastră și tuturor doamnelor, domnișoarelor, la mulți ani cu ocazia lui 1 martie. Așa este, mulțumim și mă erijez eu în numele tuturor să vă mulțumesc pentru aceste urări frumoase și florile să fie așa, cu mărțișorul, dăruite întregii comunități a Banatului de Munte. Să revenim, intrăm în post și anul ăsta intrăm împreună, și ortodoxi și catolici. Da, una dintre obiceiurile consacrate în zona noastră, în rândul comunității germanilor din Banatul Montan, cel puțin, este această perioadă a Fășangului dinaintea intrării în postul Paștelui, iar comunitatea germanilor din Reșița și din Banatul Montan a avut și anul acesta o serie de acțiuni pe care le-a desfășurat de-a lungul mai multor săptămâni, mai exact spus, odată cu începerea lunii ianuarie, de la mijlocul lunii ianuarie, am avut și o serie de acțiuni, aș putea spune multe dintre ele consacrate deja în calendarul activităților de Fășang. Și sărbătoarea teițeilor, sărbătoarea gogoșilor, care va să vină în zilele care urmează, da, fiindcă intrarea în post, exact, va fi odată cu Miercurea Cenușii, când toate aceste activități, când sărbătoarea, distracția se agață în cui, se dă uitării și sigur trecem în perioada Paștelui. Și astfel, în această dupămasă, respectiv în această seară, credem noi că se va consuma unul dintre momentele cele mai așteptate de comunitatea germanilor din Reșița și nu numai. Și cele mai iubite, nu? Și nu numai, fiindcă iată, la fel ca și în ceilalți ani, și anul acesta avem aproximativ 500, de fapt peste 500 de invitați care și-au... Peste 500 de invitați care și-au anunțat, care și-au anunțat prezența. Avem loc și ne bucură chiar foarte mult faptul că, spre deosebire de anul precedent, față de anul trecut, locația în care ne desfășurăm această sărbătoare s-a
mărit chiar semnificativ, da? Astfel încât și numărul participanților a mai crescut, dar implicit și spațiul pe care îl avem la dispoziție și sigur cel pentru dans în mod special a crescut și el semnificativ. Astfel că credem noi toate premisele sunt date ca cei care vor veni în această seară să petreacă împreună cu noi, să se simtă bine împreună cu noi, vor avea toate condițiile îndeplinite. Și sperăm să creiau așa patim, că nu mai găseau bilete, că își doreau să vină și nu mai aveau și erau supărări mari. Cu cât e sala mai mare, cu atât e loc mai mult, nu? Și să știți că supărarea, dacă putem vorbi de o supărare, cu ghilimele de rigoare, era reciprocă sau se regăsea și pe cealaltă parte, n-a spunea baricadei, fiindcă nu suntem combatanți, ci de partea organizatorilor, da. Care, pentru care era cel puțin la fel de dureros, să știi că ai... Dornici, care, vor, da. Care ar fi vrut să vină și, din păcate, sigur, datorită constrângerilor efective, fizice, de spațiu, nu mai aveai cum să le onorezi și această cerință. Dar de fiecare dată, unul dintre punctele principale ale acestei manifestări o reprezintă sau este dată de Parada Măștilor și urma sperăm. Să întreb. Și în acest an e un juriu, e Parada Măștilor? Va fi cu certitudine un juriu. Sperăm din tot sufletul ca rolul sau funcția jurului să nu fie deloc făcută ușoară de către participanți respectiv de către măști, ceea ce se traduce prin un număr cât mai mare și suntem convinși cât mai numeros. În ultima vreme tot mai multe idei și cred că vin oamenii pregătiți exact și mai ales copiii care pun patimă și pasiune, n-aș face cele mai frumoase măști. Absolut, mai ales și în această... Și spectacolul și celor care nu vin mascați pentru a-i vedea pe cei care vin mascați, nu? Din acest punct de vedere, toată lumea sau toți participanții au ce vedea, au ce oferi și au ceva de câștigat. Este mai mult decât, zic eu, un mix foarte reușit. Dacă ne uităm în ultimile zile, în ultimile săptămâni, apropo de copii și de tineri în județ, dar în mod special, sigur, și în orașul nostru, în Reșița, au avut loc la școlile și la grădinițele cu predare în limbă germană, dar nu numai, o serie de acțiuni și de manifestări ale copiilor și tinerilor cu ocazia Fășangului și sperăm ca și aceștia să privească acțiunea din această seară ca un punct culminant și pe direcția măștilor să mai vină și să mai pluseze în culoare, în originalitate. Și putem spune că urmărind în ultimii ani modul în care cei care vin se comportă, constatăm că cei care au fost anul trecut poate nemascați, dar au văzut pe alții de care poate n-ar fi crezut, mă, dar uite că și ei au venit mascați, parcă eu și nu m-aș pot, fi parcă încumetat. Și eu vreau, nu? Exact, este acel efect de aha, și dar totuși venim la un bal al Fășangului care, printre altele, mascat, nu? Că se traduce sigur vorbim. Că da, într-un bal mascat și atât pentru noi ca și participanți, dar poate și pentru ceilalți care vin să se și delecteze pe de-o parte cu aceste măști, va fi o acțiune reușită. Astfel că mizăm și sperăm pentru acțiunea din această seară pe o paradă cât mai numeroasă și cât mai reușită a măștilor. Dansul face parte din elementele de bază ale acestui spectacol, ale acestei serii și foarte mulți dintre cei care vin ne spun printre altele ceva în genul să știți că la acțiunile voastre, în mod special la Fășangul dumneavoastră, avem parte de o muzică de dans foarte plăcută pe care într-o astfel de pondere poate nu o regăsim la alte acțiuni sau la alte petreceri, astfel că iată, cei care vin sunt atrași de o multitudine de factori, de elemente ale acestui spectacol, printre care dansul, muzica de dans este unul.
este unul de masă. Reîntâlnirea cu vechii prieteni de un an în urmă sau de doi ani, nu? Că sunt într-o lume atât de agitată în care trăim noi, nu mai ai timp nici să te întâlnești cu prieteni. Ați amintit foarte bine și ați punctat foarte bine acest aspect. Foarte multă lume, cu ghilimele de rigoare, desigur, iese din casă. Poate, sau mulți dintre ei, e prezintă una dintre puținele ocazii de a socializa altfel decât doar cu vecinii de bloc sau pe stradă, da. Și din acest punct de vedere și această acțiune este una binevenită și în mod special și pentru comunitatea germană dă posibilitatea să se întâlnească într-un număr mai mare la o acțiune la care foarte mulți sunt sau vibrează în sens pozitiv și sunt pe aceeași frecvență. Ce vreau să mai punctăm, un lucru care cred eu că este semnificativ. Comunitatea germană a fost în descreștere numeric în Banatul de Munte, numai că aceste acțiuni ale forumului, aceste acțiuni ale Asociației de Cultură și Educație a Adulților, faptul că există un liceu cu predare în limba germană a făcut ca foarte mulți etnici români, nu? Sau să se alăture comunității germane și să trăiască în felul ăsta. Ceea ce dumneavoastră ați punctat este o constatare pe care și noi, ca membri ai comunității germane și sigur în mod special din rândurile organizației minorității germane, respectiv a forumului german, l-am constatat. Și dacă această deschidere în cele din urmă pe care o simțim în mod foarte pozitiv din rândul populației majoritare, dar nu numai, față de minoritatea germană, față de cultura germană în general, nu ne-ar permite cu siguranță nici nouă comunității germane să fim probabil atât de activi pe palierele culturale în mod special și sigur ați remarcat de asemenea foarte bine și școlile. Sigur, școala este o școală germană, este o școală cu predarea, cu germană ca predată ca limbă maternă, dar dacă e să analizăm poate mai exact, eu știu, ponderea tinerilor care participă sau la diferite acțiuni sau vin în mod special, sigur, vorbind acum de școlile germane, ponderea sau balanța s-a inversat, în sensul că în aceste sau în școlile și în clasele germane, poate este impropriu spus că populația germană sau etnicii germani sunt minoritari, dar s-ar putea traduce, exprima lucru, cred așa. Eu. Pe de-o parte, pe de altă parte, sigur, iată acest... această deschidere și această solidaritate în cele din urmă oferă posibilitatea minorității germane, oferă posibilitatea școlilor germane, oferă posibilitatea unei activități culturale germane să fie în continuare nu doar prezentă, ci chiar să furnizeze câteva dintre elementele cheie ale activităților culturale care se desfășoară în Reșița și în Banatul Montan, de ce nu? Benefic și pentru unii și pentru alții, cred eu. Așa ne-ar bucura sau așa ne bucurăm să credem și de fapt avem benefic convingerea pentru că, noi românii că ne acceptați că lucrurile stau așa și că ne străduim să furăm ceva din cultură, din educația germană și benefic pentru comunitate pentru că nu dispare, că limba germană se învață în continuare ca limbă maternă, că până la urmă aprofundezi din relații, din tradițiile, din cultura, din educația germană. Eu cred că și ea se duce mai departe. Eu cred că din acest punct de vedere, sigur, particularizând poate pe cultura germană și pe minoritatea germană, dar la fel de bine putem și generaliza și cred eu că Banatul nostru, Banatul Montan, sigur, poate în mod special, este un bun exemplu a ceea ce înseamnă conviețuirea cu diferitele minorități și în cele din urmă câștigul pe care și schimbul cultural, că despre el vorbim acum, între diferitele minorități și populația majoritară. Corect. Deci, intrăm în post, din păcate,
terminăm cu distracția, nu a început și carnavalul de la Rio, tot asta înseamnă. Și mergem la bal mascat în această seară de la ora 19, am înțeles. Îi așteptăm pe toți invitații noștri cu brațele deschise. Sperăm ca programul pe care l-am pus și pe care l-am structurat să fie unul cât mai reușit și pe placul lor, cum și noi ca și organizatori sperăm ca invitații noștri să vină cu un număr cât mai mare, cât mai reușit de măști și în cele din urmă cu bună dispoziție. Pentru a până se la urmă simți bine în această seară și desigur noi împreună cu ei. Mulțumesc și pentru flori, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru tot ce face comunitatea germană pentru noi aici în Cara Severin și evident colaborăm și vă mai aștept ca de fiecare dată. Și noi mulțumim pentru toată deschiderea pe care de-a lungul timpului l-am primit în Reșița, din partea comunității, din partea autorităților, din partea media, reprezentând astfel un sprijin nemijlocit în toate demersurile noastre. Vă mulțumim!